nu mai auzim. Nu neapărat, nu mai auzim. Nu mai auzim. Noaptea dormim, nu vorbim la telefon. Să ne spuneți puțin ce... Dacă sunt complicații. Complicații ale... Ale asteniei. Complicațiile majore sunt decompensarea unor pacienți care sufereau înainte de depresie, deci criza de depresie sau crizele de AS, crizele de afecțiuni cardiovasculare, de angină pectorală. Sunt mai frecvente infarctele primăvara, apendicitele, un sindrom din ăsta inflamator difuz, cu care la un moment dat se localizează pe apendic. Sunt mai frecvente primăvara și crizele acute reumatice. Terapia naturală, Bistrița, Împăratul Traian, numărul 9. Locul în care vă oferim servicii complete de acupunctură fără ace, reflexoterapie, masaj, bioenergie prin metoda Reiki și gimnastică respiratorie. Terapia naturală, remediu pentru fiecare. Bistrița, Împăratul Traian, numărul 9. Mișcarea în această perioadă este importantă. Spuneați că nu este bine să stăm prea mult în fața televizorului, la computer, chiar și copiii. Câteodată noi exagerăm ca părinți și le permitem prea mult. Din comoditatea noastră. Că dacă ei sunt atenți acolo, nu ne buzie. Sunt cuminți, dar nu le face bine această cumințenie în fața computerului. Mișcarea e foarte bună. Se zice, nu numai primăvara, în general trebuie să avem 5.000 de pași pe zi, mergi pe jos. Trebuie să avem cam 45 de minute în fiecare zi, mers în aer liber. Plimbări. Plimbări. În parc. Parcul orașului este mare și foarte frumos. Nu mai știu cum sunt aleile, dar cred că nu sunt ca drumurile pline de gropi. Nu, arată cred bine. Și în momentul în care apar primele semne, primele frunze de primăvară, florile din parc, pomii înfloresc, cu mai mare dragul să ne plimbăm în parc. Beneficiem deci de aromaterapie. Sigur că da. Deci plimbarea în aer liber e absolut necesară pentru tinerii care sunt mai dinamici și n-au chef de plimbare. Activitatea fizică la sălile de fitness, la sălile de spa, la tot felul de... deci sunt multe posibilități și să sperăm că în timp posibilitățile din sate mai concretizează. Da, și sunt persoane care și-au cumpărat aparate, fac acasă, da, dar trebuie în aer liber. Deci asta e foarte important sau foarte complex este notul. Da, poate fi cu aparatele de acasă pentru cine le are, dar cu fereastră larg deschisă. 10-15 minute activitate pe anumite aparate, dar măcar o jumătate de oră pe zi de plimbare în aer liber. Este excepțional de bine. Vine primăvara, e clar că e mai cald. Trebuie să ne schimbăm și hainele. Da, asta vreau să vă întreb, că greșim. Câteodată greșim cum ne îmbrăcăm. Cum este puțin mai cald, cum ne îmbrăcăm mai subțire și... Da, putem pleca dimineața pe ceva mai răcoare și la amiază să fie cu 15 grade diferență, mult mai cald. Și atunci ne dezbrăcăm. Trebuie, e destul să ne descheiem puțin. Nu trebuie să ne dezbrăcăm încă. Dimineața, și asta întâlnesc frecvent la tineri, elevi, pleacă deja în capul gol că e soare și lumină. Avem un telefon, alo? Bună seara, rămâna doamna doctor! Bună seara, telefon! Bună seara! Bună seara, bună seara. Ce mai faci, doamna doctor? Mulțumesc, relativ sănătoasă, eu sper că dumneavoastră sunteți mai sănătos decât mine. Ba, nu, chiar îmi bolnav rău. Și nu trăiesc mult, să știți. Îmi pare rău pentru dumneavoastră. Nu trăiesc mult, să știți. Aveți o vigoare în glas și aminții că la fiecare aproape emisiune sunați, da. Și asta înseamnă că trăiți ascultător mult. Fidel. Doamna doctor, am avut o întrebare, o lucru, nu știu, dar nu pot să dau seama. Zice că e sânge artificial roșu în culori pentru transfuzii, se poate la Universitatea Babeș-Bolyai la laborator să face acolo. Așa ceva n-am auzit, a rămas trăzit. S-a apărut acum ceva nou? Domnul Bozeșan, cum ai auzit dumneata, așa am auzit și eu. Dar pentru că eu sunt mai aproape de medicină, de cunoștințele astea legate medical, eu zic că se poate. Orice se poate.
În lumea asta orice se poate. Nu, nu înseamnă că dacă-s făcute au un rost aceste celule care împreună compun sângele artificial. Dar oare de ce s-ar putea face? De ce materie? De ce? Aici asta nu știu. Asta da. Mă depășește. Anumiți experți fac asta, domnul Bozeșan, dar vă spun de ce s-a ajuns la necesitatea sângelui artificial, pentru că puțină lume astăzi mai donează sânge și din păcate avem nevoie de sânge. Este un organism, un organ viu ca orice alt organ din corpul omenesc. Și pentru multă lume e nevoie de sânge. Nu prea se mai donează în ziua de astăzi și din cauza aceea cred că s-a evit necesitatea inventării sângelui artificial. Da, da, am auzit treaba asta și eu, am auzit-o. Vă rog frumos să mă iertați, domnule, că sunt cam obraznic. Nu ne-ați greșit cu nimic. Nu ne-ați greșit cu nimic. Sunt cam obraznic. La revedere, multă sănătate vă multă dorim. Sănătate. Nici eu n-am auzit, dar pe această cale este bine să știe lumea să meargă să doneze sânge, nu, pentru că nu știi când poți salva o viață. Să revenim puțin la stemii. Eram la îmbrăcăminte. Eram la îmbrăcăminte. Deci bine, în perioada asta de primăvară, până nu vine căldura constant de dimineața până seara, să ne îmbrăcăm. Să avem ceva mai gros pe noi, care poate fi descheiat. Să plecăm dimineața cu un fular la gât și cu o căciuliță în cap, mă refer la tine, la adolescenți, că sunt mai receptivi la boală, și la amiază, dacă e cald, să vină cu ea în buzunar sau în ghiozdănel. Pleacă de dimineața foarte descheiat și până ajung la școală deja sărăciți. Și peste două zile răcesc jumătate din colegii din clasă, pentru că încep să strănute, să împrăștie tot felul de bacterii și virusuri și apare tragedia și boala epidemică cu jumate clasa bolnavă și acasă. Și pleacă acasă, pleacă toți sigur acasă. Sigur că da. Plus că vedeți că peste iarnă hainele groase le preferăm și mai închise la culoare și, cum să zic, această mohorâre coloristică sau lipsă de inventivitate coloristică a hainelor groase de iarnă ne predispune la depresie ne și la supărare. Ori primăvară, dacă e fain și soare afară și lumină, putem lua o haină mai deschisă la culoare, mai colorată. Azi chiar am remarcat că v-ați luat o haină frumoasă și tonică. Eu încă sunt mai friguroasă și pe hainele mai închise. Știți cum? Sau chiar dacă, de exemplu, ne luăm o haină mai închisă, să punem o pată de culoare. Da, care un fular foarte viu colorat. Da, ceva. O ceva undeva. Adică și pe noi ne dispune și pe cel pe lângă care trecem îl dispunem și toate contribuie la schimbarea tonusului general al nostru al tuturor. Foarte mult contează acest lucru. Ne puteți da, știu, un meniu pe zi, pe o singură zi, dacă tot veni necesar vorba de primăvara? Da, da. Necesar, în primul rând, să combatem simptomele asteniei. Dacă mă gândesc așa ad hoc, dimineața o putem începe cu mai puțină cafea, eventual cu un ceai natural făcut proaspăt călduț, eventual cu un iaurt, miere și cereale. La amiază putem avea o salată de crudități, la care mai punem o feliuță de pâine neagră, sau pâine cu cereale, fără sau amelioratori. Fără mulți amelioratori, sunt la ora actuală pe piață. Este pâinea aceea clasică, tradițională, dar cam rar și greu o găsim. Dar aia este cu amelioratorii peste tot și are consistența unui burete. Da, și nu are calități nutritive. Aceea umflă și ne îngrașă. Dar nu suntem, mâncăm multe ca să ne săturăm și acumulăm niște toxine. Și, în principiu, bineînțeles, un pic o feliuță de cărniță sau un ou fiert. Sau pește este indicat? Este foarte indicat peștele. E o carne ușoară, ușor de digerat, cu mult fosfor. Ne dă mai multă acerime a minții. Mai avem un telefon, alo? Alo, bună seara! Bună seara! Mă numesc Leontin Buburuzan, sunt